Bun găsit, continuăm seria dezbaterilor pe tema tragediei de la Spitalul Săpoca. Așa cum vă spuneam și săptămâna trecută, nu ne vom opri până când nu vor fi scoase la iveală multe dintre detaliile care au fost ascunse până acum. O să aflați și în această emisiune mai multe astfel de detalii. Pentru discuția din această după-amiază o avem ca invitată pe Nina Neagu. Este jurnalist specializat pe domeniul sănătății de foarte mulți ani, cel mai longeviv, dacă nu mă înșel, jurnalist din Buzău. Așa e. Și director editorial la Sănătatea Buzoiană. Mulțumesc mult pentru faptul că ați acceptat invitația. Cu drag. Bună ziua telespectatorilor voștri, bună ziua vouă și haideți să încercăm să vedem dacă putem să mai aflăm câte ceva din ceea ce nu s-a spus până acum. Da, din păcate începem cu veștile proaste din această zonă. Bilanțul morților s-a ridicat la 6 după ce ieri dimineață o altă victimă a criminalului de la Săpoca a decedat. Este vorba despre o femeie care avea 79 de ani, suferise o intervenție chirurgicală complexă, iar pe toată perioada tratamentului pacienta a fost în stare gravă, intubată, instabilă hemodinamic, ventilată mecanic, așa cum informează Ministerul Sănătății. De asemenea, Ministerul Sănătății vine și cu informații cu privire la ceilalți 7 supraviețuitori ai masacrului de acolo, de la Săpoca, la Spitalul Universitar. Mai este o internată, o pacientă care se află în stare stabilă. La Spitalul Sfântul Pantelimon, o pacientă internată a fost transferată în cursul zilei de duminică la Spitalul Buzău, deci arim la Spitalul Buzău pe secția neurologie, este în afara oricărui pericol, în stare bună. Un pacient care suferise tot la Spitalul Sfântul Pantelimon o intervenție chirurgicală este în continuare intubat, din păcate în comă profundă, este foarte grav. Și mai este un pacient în stare foarte gravă la Floreasca. La Floreasca, zice ministerul, faptul că sedarea a fost oprită, însă coma nu s-a superficializat, prezintă pusee severe de hipertensiune arterială și stări febrile. Prin lipsa de progres clinic, șansele pacientului scad progresiv. Mai avem o pacientă în vârstă de 62 de ani la Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar. A fost programată pentru intervenție chirurgicală. Încă o pacientă de 83 de ani cu evoluție pozitivă, o anemie corectată. În cursul acestei săptămâni e posibil să fie adusă la Spitalul Județean de Urgență. Și, nu în ultimul rând, un pacient în vârstă de 60 de ani, tot cu o evoluție pozitivă, în tratament convențional, încă deschisă opțiunea pentru o operație. Așadar, 6 morți, 7 răniți. Da, nu e cea mai mare, este, nu știu dacă putem să cuantificăm, o tragedie, dar e un eveniment fără precedent. Da, deși un eveniment similar s-a petrecut când a fost incendiu de la Săpoca. Incendiu, da, atunci așa, și nu au murit atât de mulți. Ba, da. Cred că au fost 4. 4 inițial. Da, 4 și inițial. Ulterior au fost, cred că, aproape toți. Da, când un... Adică vreo 11. Tot așa un... Doar că diferența este că pacientul respectiv era într-adevăr un pacient cunoscut cu antecedente de agresiune, era la codul penal, era închis, camera era cu gratii, pe când aici pacientul, deși avusese internări repetate la Spitalul Săpoca, a avut un istoric calm, lipsit de agresivitate, a răspuns frumos și bine la tratament, a plecat de fiecare dată acasă recuperat. Diferența este majoră, ca să zic așa, de anticipare a unei posibile acțiuni din asta în forță, cum a unei furii, ca așa o numesc medicii, cauzată pe fondul tratamentului și a bolilor
de care suferea pacientul. Da, a fost și motivul, apropo de comportamentul lui, a fost motivul pentru care el a fost internat într-un salon, secție deschisă, într-o secție deschisă. Da, pentru că el a fost un pacient cu minte până atunci. Un pacient care a răspuns bine la tratament. Avea două zile de la internare în care a răspuns bine la tratament. A evoluat pozitiv, a reacționat ca și la internările anterioare. Deci n-a avut, n-a existat nicio suspiciune că el ar putea să aibă un acces de furie, că ar putea să aibă o manifestare din asta acută. Da, el inițial a fost la secția de terapie intensivă de la Săpoca, iar la o zi după ce a fost transferat pe salon, internat pe salon, la secția 2, a atacat. Deci a doua zi după ce asta a fost scos de la terapie intensivă... Specialiștii explică, eu am stat de vorbă și am și scris în ziarul nostru, probabil că ați văzut, specialiști care n-au făcut practică psihiatrică doar în România, ci și în afară, în America, unde se spune că evoluția medicinei este foarte avansată. Și mi-a explicat că un caz similar, având la unul din spitalele unde a lucrat, a fost nevoie de 6 bodyguards, de 6 supraveghetori care sunt speciali instruiți, nu sunt muncitori necalificați, așa cum spune ministerul nostru să angajăm ca să le plătească salariul minim pe economie, și care aveau pregătire paramilitară, adică mai ceva decât bodyguardii care sau așa, cei de la mascații de la poliție. Și abia l-au imobilizat. Deci cum își poate imagina doamna ministru sau cineva care nu cunoaște psihiatrie sau bolile psihiatrice sau n-a auzit sau nu s-a interesat la specialiști, că două asistente și un doctor puteau să-l imobilizeze pe ăsta, chiar dacă l-au văzut? Da, acolo acuzațiile doamnei ministru au curs la nici 24 de ore de la momentul la care a venit la Săpoca, trimisă de premierul Dăncilă să verifice personal acolo alături de corpul de control ce s-a întâmplat, și dimineață, luni dimineață, în urmă cu o săptămână, a ieșit în fața presei cu mai multe acuzații, inclusiv la adresa personalului medical de pe tură. Am văzut-o cu niște dezinformări, probabil dezinformată și dânsa la rândul ei, dar dacă a fost acolo în spital, a ieșit cu niște informații legate de faptul că acolo erau 13 pe tură, adică să inoculeze în ochii opinii publice că erau 13 acolo și s-a întâmplat toată nenorocirea asta în timp ce erau 13. În tot spitalul, asta este cu totul altceva. Asta e diferența. Deci în tot spitalul era 13, erau 13. Și gândiți-vă că spitalul are aproape 900 de pacienți. Da. Dintre care o treime sunt la cod penal, deci sunt din ăștia foarte agresivi. Secția respectivă erau doar 3 persoane, 2 asistente și o infirmieră. Exact. La momentul producerii și medicul impactului, de gardă și medicul de gardă. Exact. Este într-adevăr această întrebare fără răspuns deocamdată. Din păcate, noi am făcut apel ca cele implicate în acest caz să aibă până la urmă acest curaj de a spune și varianta lor. Domnul, bună ziua! Îmi cer scuze că vă opresc. Dumneavoastră ați văzut că la declarație a ieșit doar doamna ministru. Da. Nimeni din spital. Pentru că nu le-a dat voie. Pentru că doamna ministru este singura care îi spune că dă declarații de presă acolo unde se duce. Da, le-a interzis expres celorlalți. Nu știu dacă le-a interzis, n-am întrebat și nici nu vreau să întreb. Dar este cert că nu a procedat corect, pentru că un ministru responsabil ieșea împreună cu medicul de gardă, cu asistenta de tură și cu directorul medical, care oricum nu era acolo, deci, mă rog, dar fiind conducătorul unității, era firesc să știe despre ce-i vorba și ce se întâmplă acolo în spitalul pe care îl conducea. Doamna ministru a ieșit singură și a spus ce a spus, ca să nu poată fi oprită de nimeni, să nu poată fi o altă declarație care să arate că dumnea ei a exagerat la un moment dat. Exact. Și, cu multe și chiar a mințit, după părerea mea. Și cu multe a exagerat și, cum am spus, chiar nu a mințit. Nu numai că a exagerat, a mințit. Corect. Spre exemplu, a reproșat. Avem o intervenție telefonică. Okay. Da, bună ziua. Reporter. Vă salut. Doamne, haideți să vă spun din ce cauza a ieșit vaița ministru, că dea numai ea declarații.
se apropie alegerile. De ce vă mai chinuiți să căutați subiect și răspund la predicat? Se apropie alegerile și vor să-și păstreze scaunele de catifea. Că dacă ieșea și unul care iese din partea locului, știa care-i problema, știa care-i situația, știa care sunt condițiile grele cu care se luptă fiecare om, indiferent că este postcovat, cizmat sau ce este. Ei care stau pe scaunele de catifea știu doar să dea din planță. Atât, să le fie rușine. Mi-e rușine că conduc niște analfabeti și niște cretini. Să trece, o zi bună! Mulțumim pentru intervenție. Da, scuze. Da, eu zic că e bine că oamenii se implică și că își exprimă părerea. Că nicio problemă. V-am întrerupt înainte de această intervenție care reflectă practic, adică nu confirmă este singurul om eu. Care văzând reacțiile și declarațiile doamnei ministru, sigur. Ei au văzut ceva totuși o chestiune de imagine. Și apoi oamenii au avut, fiecare poate a avut o cunoștință sau pe cineva din familie care a trecut prin acest spital. Și un om normal și responsabil va ști care e adevărul și nu va exagera niciodată, cum am văzut că a exagerat la un moment dat, la un post de televiziune central, o doamnă care a spus că și-a pierdut pacientul, că nu i-a spus nimeni, că nu știu ce. Nu știu dacă a fost așa. Bun. Înainte de a discuta și despre ce a declarat corect și ce nu a declarat corect doamna ministru, revenind la producerea acestei tragedii și ca să fim până la capăt obiectivi, cele două saloane se aflau în apropierea cabinetului asistentelor și a medicului. Da. Da? Adică ne putem imagina în acea liniște că totuși ar fi trebuit auzite cel puțin de la bun început niște zgomote ciudate în acea liniște, având în vedere că saloanele aveau ușile batante. Da. Da? Și nu erau departe asistentele de locul producerii acelui masacru. Așa e, ar putea fi mai multe explicații aici. Pe de o parte, că acești pacienți probabil se mai împiedică și se mai trezesc peste noapte și mai umblă pe holuri și n-au dat atenție dacă n-a fost zgomotul foarte puternic. Dar verificăm dacă s-a auzit ceva. Da. Pe de altă parte, mă tem că s-a văzut și că de teamă nu s-a intervenit. Nu știu dacă e așa. Da, de teamă că pot fi și ele victime. Că... V-am spus mai devreme că un specialist cu statut internațional este copreședinte al Federației Internaționale a Psihiatrilor, deci este un om recunoscut la nivel internațional, a explicat că într-un caz similar, 6 oameni cu pregătire specială au fost necesari să imobilizeze un astfel de pacient. Pentru că se pare, acum nu știu treaba cu administrarea sedativelor despre care a vorbit doamna ministru, cu unde e adevărul, trebuie probabil aflat, explicat de, și dovedit într-un fel sau altul de asistenta de tură. Dar fiind singură, e posibil să-i fie administrat tratamentul și probabil în foaie să scrie dimineața acea administrare, da, adică la toți. Deși... nici eu n-aș vedea motivul pentru care să nu administreze un tratament. Așa, eu mă îndoiesc că nu i l-a administrat pentru că liniștea lor constă în faptul că pacienții sunt cuminți. Exact, liniștea lor. De asta am această îndoială că nu i l-ar fi administrat. Problema este că același specialist a explicat că pe fondul etilismului cronic asociat cu cealaltă afecțiune pe care o avea pacientul, epilepsie, se poate produce în momentul administrării unor sedative un cocktail exploziv care generează această furie incontrolabilă. Doamna ministru ar fi trebuit să știe asta, pentru că are comisie de sănătate mentală, are specialiști care o consiliază și trebuia să întrebe înainte să vină aici, dacă nu știa. Nu trebuie să le știe pe toate, că de-aia are consilieri să o consilieze. În schimb, doamna ministru i-a reproșat medicului de gardă că a internat 2 pacienți în același pat. Acum, adică în patul criminalului a fost adus încă un bărbat, tot cu etilism. Da, este discutabil și aici. La 2 ore înainte de a se produce această tragedie. Pentru că l-a adus noaptea și probabil că n-a vrut să-i mai deranjeze pe toți, să-l ducă nu știu unde, având în vedere antecedentele care erau liniștite ale tuturor. Și-o fi zis câteva ore, n-o să moară nimeni dacă sunt 2 într-un pat. Având în vedere că nu sunt suficiente paturi, să nu spună doamna ministru că sunt suficiente paturi, la câtă adresabilitate are spitalul Săpoca. Este cel mai mare spital de psihiatrie din țară.
și care are și componenta de cod penal. Bun, spunea doamna ministru că domnule ar fi trebuit dus în pavilionul ăla cu taxă hotelieră pentru o noapte, nu murea nimeni dacă nu se plătea. Nu știu dacă așa o fi, probabil că dacă ar fi știut că se întâmplă ce se întâmplă, așa procedau, dar dumnea ei putea să anticipeze? Crede dumnea ei că cineva putea să anticipeze? Eu nu cred. Specialiștii spun că nu. Da. E, taxa a fost eliminată, apropo de una dintre măsurile luate, da, măsuri administrative post-tragedie. Nu cred că e corect nici așa. Să știți că toate măsurile astea au fost sugerate chiar de către doamna ministru. Știu. Adică... Și este ușor de zis din pix, din vorbă, din dispoziție, când nimic n-ai făcut acolo. Nu s-a făcut iar instrucțiune. Doamna ministru instruire. Nu știe, da, cum s-au făcut acele pavilioane și cum s-au obținut banii. Acum, să nu fie pomenit managerul anterior, doamnei doctor Mihalașcu, domnul Popescu, că așa cum era el, mai revoluționar, mai greu de abordat, dar să știți că s-a zbătut foarte mult pentru acest spital și a obținut fonduri. Mi-aduc aminte că povestea la un moment dat îl dădeau afară ministru pe ușă, el intra pe geam, stătea zile întregi, se ducea la poarta lor, la ușa lor și bătea și se plângea și arăta cu disperare că nu poate să facă față, că nu poate să asigure calitate, că nu poate să facă nimic. Iar din banii pe care i-a primit putea foarte bine să văruiască cum au făcut și alții între alte județe și nu să facă ceva special ca să poată să obțină niște bani în plus pentru spital pe care i-a folosit tot în sprijinul pacienților. Deci, doamna ministru, dacă nu știe, să se ducă să se mai intereseze sau să stea acasă. Doamna ministru, din păcate, a dezinformat în unele situații și m-a indus în ochii opiniei publice o stare din asta și mai agresivă la adresa personalului medical. Să știți că după, din surse foarte sigure, după ce s-a întâmplat această tragedie, după ce au fost derulate internele, mulți au o atitudine din asta ostilă față de personal. Se peste tot unul dintre pacienți chiar a făcut o glumă din asta tâmpită, că pot să zic și altfel, dar nu mă lasă CNA-ul la această oră. Fiind într-un salon, ia uite un stativ la adresa asistentului, ia uite un stativ, ce ar fi să le iau să vă dau un cap cu el. Adică există și acest recul al unor afirmații publice, mă rog, sunt niște așa lucruri este. Care poate ar trebui să se spună la momentul potrivit, nu atunci când este... Din păcate, doamna ministru n-a realizat că acest spital este un spital cu pacienți cu o patologie specifică extrem de sensibilă și care agitați și întărâtați pe românește împotriva personalului medical devin recalcitranți, devin revendicativi, devin chiar violenți. Mulți au refuzat să se interneze în saloanele respective. Fără să aibă de obicei un astfel de comportament. Sau revin refractari la tratament, resping tratamentul, exact. Ceea ce este vai și amar și de lucruri. Nu vreau de soarta să lor și a celor din jurul lor. Da, da. Gândiți-vă că toate aceste afirmații făcute așa la cald și exact cum a spus domnul care a intrat pe telefon din interese mai mult sau mai puțin electorale sau nu neapărat electorale, dar politice, că să dea bine, să arătăm că ne facem treaba, riscăm să facem mai mult rău. Din păcate, medicina nu se face așa. Știți că prima regulă a jurământului este să nu faci rău. Domnul Neagu, important este că ar trebui să respingem cu vehemență ideile astea pe care, din păcate, le-am auzit în ultima săptămână, că asistentele nu au intervenit să-l oprească. Nu este această obligație a lor să intervină fizic la așa ceva, depinde într-adevăr de la caz la caz, dar nu poți să-i reproșezi unei asistente că nu s-a luat la trântă cu ăla care stătea cu stativul de 10 kg. Nici nu putea. Adică putea... Stativul de 10 kg este problema, ci forța pe care o capătă într-un moment din ăsta pacientul cu boală psihică. O forță teribilă. O putere v-am incredibilă. V-am spus mai devreme că 6 oameni cu pregătire specială și cu 1,90, 2 metri și la peste 100 de kg abia au reușit să imobilizeze un astfel de pacient. Deci ce să facă o femeie de 30 de kg, de 50 de kg, el să încă zicem? Era într-o putere din aceea în momentul în care a ieșit în curte după ce a spart geamul celălalt la salon. Dacă nu trăgea și abia cu pistolul, polițiștii au încercat să-l încătușeze cu foarte mare greutate. Polițiștii n-ar fi reușit și ar fi primit și ei un stativ în cap
Și poate, poate n-ar fi mai fost astăzi vii dacă n-ar fi tras focul de armă de care s-a speriat pacientul. Da, asta cu focul de armă nu cred că se confirmă. A fost... Păi așa au spus ei. Nu. Au somat verbal. Verbal? Doar verbal. Nu cred. I-am întrebat personal dacă au folosit și pistolul, nu. Au avertisment, a fost doar verbal. Am înțeles, și poate am înțeles eu greșit. Omul răspundea foarte incoerent, nu înțelegeau polițiștii ce zicea. În momentul în care au somat să lase stativul jos. Dar au opus rezistență în momentul în care au încercat polițiștii să-l mobilizeze. Da, pentru că vă dați seama, el atunci nici nu știa ce se întâmplă cu el. Nu era decât ca un animal hăituit. El e un om bolnav. El trebuie tratat și văzut ca atare, nu trebuie condamnat neapărat, că am văzut foarte mulți că nenorocitul, criminalul, nu e adevărat. El este un om bolnav. O să rezulte, să vedem dacă a avut sau nu discernământ în momentul acela. O să discutăm și despre asta. Mai avem o intervenție telefonică. Bună ziua! Alo, bună ziua! Sărmâinile, doamnă! Ce voiam să întreb pe doamna jurnalist. Vă rog. Eu, de curiozitate... prima zi când a venit doamna ministru la Săpoca, m-am dus ca cetățean să văd ce spune doamna ministru la interviu și am crezut că doamna ministru va ieși cu managerul spitalului la interviu. La sfârșitul interviului, personal, am întrebat-o pe doamna ministru dacă are cunoștință, dacă spitalul are un asistent social. Domnia sa, doamna ministru, mi-a spus că nu știe dacă spitalul are un asistent social. Problema alcoolicilor ține de comunitate, pentru că părerea mea este aceea că noi ar trebui, cei din Buzău, mă refer la noi, să avem o asociație a alcoolicilor prin care să fie consiliate cu ajutorul acelui asistent social de la Săpoca, dacă există, eu nu știu, am întrebat, să fie consiliate în primul rând familiile alcoolicilor și să fie consiliate alcoolicii acolo, în casa lor, în comunitatea lor, prin asistentul social de la primărie. Masacrul de la Săpoca a avut loc tocmai pentru că noi, societatea, nu ne-am ocupat de alcoolici. Da, este și asta adevărat. Corect, corect. La rândul, serviciul de ambulanță Buzău s-a văitat că ambulanțele sunt ocupate pentru transportul alcoolicilor la Săpoca și nu, în timp ce pacienții care aveau infarct sau AVC nu aveau ambulanță. Acum, a doua întrebare pentru doamna jurnalist este următoarea. A spus doamna jurnalist că și pe bună dreptate asistentele medicale de la Săpoca s-au văitat că este posibil ca acest nefericit să fi făcut o reacție adversă în urma ingerării unui cocktail, pentru că așa este, se știe că alcoolicii care mai au și alte etiologii, cum s-a afirmat că ar fi avut epilepsie, ar fi avut o reacție adversă. Este posibil acest lucru, dar eu vreau să vă întreb următorul lucru. S-a scris odată de-a lungul anilor în fișa fiecărui pacient cunoscut ca fiind alcoolic cu antecedente reacția adversă a acestor cocktailuri, pentru că dacă s-ar fi scris, s-ar fi anunțat Agenția Medicamentului și la nivelul comisiei de la Spitalul Săpoca, la nivelul Ministerului, s-ar fi luat act de acele medicamente care ar fi produs acest eveniment, acest raptus, cum spun medicii, și s-ar fi avut în vedere o altă medicație. Mulțumesc! Mulțumim și noi pentru intervenție. Le luăm pe rând. Acum doamna a pus niște întrebări pe care ar trebui să le pună personalului medical, dar să încercăm să le lămurim, da, ca discuție, măsura ca în care putem noi să le lămurim. Este adevărat, se vorbește inclusiv de medicii psihiatri, de ce nu se creează un sistem tot de către stat, pe lângă societate, prin care pacientul care părăsește unitatea medicală de la Săpoca să fie urmărit oarecum, că ia tratamentul, că... Adică... Bună ziua, asta am și scris-o și o știe toată lumea. În primul rând că noi nu avem societate civilă care să se înhame la o astfel de responsabilitate. Doamna are dreptate că ne dăm toți la o parte și arătăm cu degetul, că e mai ușor și mai simplu.
Sigur că ar fi eficientă o astfel de asociație care să se ocupe probabil pe lângă Spitalul Săpoca sau chiar în Buzău, că pacientul când iese de acolo este direcționat împreună cu familia. Problema este că inclusiv ministra a recunoscut după ce a fost la Ojasca că foarte mulți pacienți sunt lăsați și uitați pe acolo și nu sunt preluați înapoi de familie dacă ei sunt cu probleme. Deci durerea este mult mai mare și atunci sigur că implicarea ar trebui să vină în primul rând din partea statului, care să ne ierte el de sus, nu face nimic nici pentru droguri, nici pentru alcoolism, nici pentru alte boli. Ca să nu mai vorbim, ei nu fac totul nici pentru pacienții cu boli rare, care sunt înnumărați pe degete. Și nu le asigură tratamentul la toți. Plângă ăștia în fiecare lună, mai iese câte o boală, câte o așa, sau se roagă că e o boală pe care nu are decât unul din țară sau doi din țară și nu poate să trateze când are cu ce, pentru că tratamentele exact. Sunt enorm de scumpe. Dar despre ce vorbim? Noi trăim în România. Da. Și într-adevăr, oricum, da. Cu atât mai mult cu societatea civilă s-ar lucru, putea implica. Nu știu, legea asta se tot discută, se dezbate. Legea sănătății mentale, în sens, legea asta mentale prevede există. Și alte pârghii de intervenție extra-spitalicești. Legea permite, domnul, bună ziua. Problema este cu ce finanțare. A, am înțeles. Deci tot la bani ne ducem și ne pentru ne că implică niște costuri enorme. Nu știu dacă cineva și-a pus întrebarea cât costă. Bun, legat de în teorie, într-adevăr, trebuia să existe undeva fișele astea de internare, un istoric, nu? Eu cred că există. Dar dați-mi voie să vă precizez. Din surse foarte sigure, la UPU, atunci când a ajuns inițial pacientul respectiv, tot cu diagnosticul de etilism, în fișă nu era precizată nicio... sau nu era făcută nicio specificație cu privire la epilepsie. Da, am impresia că nu s-a știut. Nici la Săpoca, după prima internare, nici atunci nu da. A ieșit cu diagnosticul de epilepsie. Da. Familia spune că suferea de epilepsie. La medicul de familie trebuie să găsim acolo undeva în fișă acest diagnostic. Și dacă suferă într-adevăr de epilepsie, ar trebui să aibă tratament pentru epilepsie. Exact. Pentru că epilepsia nu se tratează singură, nu se poate ține sub control fără tratament. Este o boală care se tratează foarte bine și răspunde foarte bine la tratament, doar că nu se tratează singură. Exact. Acum, nu știu cât e adevărat. Faptul că pacientul ar fi avut și epilepsie a fost confirmat însuși de ministru, ceea ce am presupus că s-a știut în spital. Nu știu. Eu nu am fost ulterior în spital să întreb nimic, pentru că nu mi se pare... nici deontologic, dacă vreți, mă duc acum să întreb eu ce, când alții investighează cazul și... Nici nu o să aveți așa. Colaborare din partea nimănui. Probabil că nu. Probabil că nu. Sunt ușile un pic închise. Din afară și din ce știu, din istoricul spitalului, că slavă Domnului de 30 de ani îl știu, am putut să emit niște păreri. Care sunt astea pe care le-am afirmat aici? O să mai discutăm mai multe după pauza de publicitate, inclusiv despre această marmotă, acest, să-i zicem, balet cu supraveghetorii, care, de fapt, supraveghetorii sunt niște oameni simpli, luați de pe stradă, care nu trebuie să îndeplinească nicio condiție, muncitori necalificați. Doar să citească o bibliografie și să prezinte la examen și să treacă proba scrisă și apoi și proba de interviu. Și nu li se pun condiții de aspect fizic, de greutate, de înălțime, de agilitate, exact. De vârstă și așa mai departe. Din păcate, revenim după pauza de publicitate.